că dacă vi se face răcoare, să vă acoperiți cu pilotele astea. Hai, noapte bună. Ce să fac cu asta eu? Păi dacă suflu odată, liu asta zboară. N-ai și matale o plopum așa mai... să mă acopere toată, să-mi țină de căldură, a? Păi, să știi că asta e mai bună decât o plapumă, că e făcută din puf de pinguin și de gâscă. Vă rog să mă credeți că sunt foarte bune. Păi ce are, făi, pinguinul cu căldură? Păi, poate că pufa de gâscă ține de cald, iar aia de pinguină te răcorește dacă te înfierbânți. Păi, vezi că știe. Hai, vă rog eu să le încercați, să vedeți că sunt foarte bune. Hai. Bă, dacă ne rogi așa frumos, să te credem, să credem. Bă, de ce să nu credem, facă? Uite la ei, fată bună. Uite ce privire are, ne privește drept în ochi pe directele. Da, fă, uite, are ochi căpri. Ai mei albaștri, ce drăguț. Da, să facă, e frumos, e frumos, e de vis. E, hai, noapte bună. Da, uleu, ce faci? Uleu. Ce faci, fă, numai da, ce frumos pute, fă. Asta mi aduce aminte de mirosul de la noi, de acolo, de boscheț, de apă. Păi, miroase frumos pentru că e odorizantă de cameră. Păi, fă, de ce cameră, de rilotă, de căruță, de ciofi, nu ne interesează, noi lău că miroase frumos. Ia, haide, că aveți, 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 așa, aveți, uite ce de babalouri. Aoleu, ce e, Cilia? Uite, o floare. Ușoare, a? O floare. Am crezut că e ușoare, ce mult. Băi, asta e o casă așa ca de bulibașă la spălăcit, nu? Păi da, cam așa ceva. Pe părerea mea, sinceră, e că e frumos, dar e părețe prea goi. Păi n-are și ei acolo așa o carpetă cu răbine, o ceva, o covorajă? Fă, dar o icoană, n-aveți o icoană? Să vă rugați la Maica Domnului să vă apere de dușmane acolo. Așa e, fă, adă o icoană, te rog eu frumos. Uite, o pun acolo așa, la capul patului. Că acum, uite, e frumos acelișa, miroase frumos. Da, da, eu o să da. Dorm, fă, frumos. Și o să visez frumos, fă, poate îl visez, Paurică, da. Când eram eu tineric. Păi, vrei tu. Și crezi că folosește la ceva? Fă, ia să vii tu la mine că te rezolv eu. Că te văd cap sângurică. Da, să știi că o să mă gândesc la asta. Așa să hai, zici. Noapte bună. Noapte bună, noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Vă să-l fi notei mei făcut cu o clientă, e de treabă tu. E de treabă. Da, e vergină. Aulea. Da, ia uite-te, ce face viața din om? Era și o frumușață la tinereție, să ne culcăm. Hai să ne culcăm. De ce faci acilișa, mă striptorez? Păi, dar ce faci? Ești clar, nu vezi că e două paturi? E două paturi, fă, dar aici e patul meu, că eu... Eu m-am venit prima cu acilișa! Ce dracu? Băiatul meu! Aoleu, că dracu e pe la pe tine! Ei, lasă-mă, fă! Și de ce pui fă papucii mei în patul? Papucii mei în patul? Iată-te la el! Auzi, fă, Sulfino, dar asta cum dracu ne culcăm așa? Ia uite, fă, nu ne aduci astea două cămeși de noapte? Iar dorm dezbrăcat. Bă, ce mă face, mă? Aia a plecat ca trenoara, Pridu, și nu se mai întoarce. Bă, Aurică, toate trenurile se întorc în gara de unde au plecat. Nu rămân acolo. Și cum fac să o duc înapoi, mă? Nu e de altă, dar face băiatul de râs prin lume. Toți porumbeii se întorc la cuibul lor. Bă, porumbeii, da, dar ciorile... Și ciorile. Asta nu rămâne Spania acolo, mai ales că e și cu Sulfina. Asta e. Noapte bună. Noapte bună, mă. Steven!
loc eu de sufletul meu. Deci mi-e un copil din ăla mic. Uite așa să mă joc și eu cu el. Atâta vrea unul mic. Să-i fac și eu trusou. Să aibă și pe mine. Că dacă n-am copil, n-o să mă mai vrea nimeni. N-o să mă mai iubească nimeni. De ce? Ce-am făcut eu? Căbulețul meu de gheață. Haide, intră în flăcări. Ca să stingi pasiunea care mă macină. Hai, Stefanica. Hai, Stefanica. Lasă-mă, să-mi revin și eu, să trag și eu sufletul. Te-ați revit greu? Nu știu. Este o încercă de o surpriză pentru tine. Să știi cum? Nu mai trebuie muiere. Câte zile ai avea, tu nu mai trebuie muiere. Poți să vorbești mai tare? Da, nu mai trebuie muiere. Păi dați-mi din gură, uite, uite mirodora aia! Dar tu ai zis să vorbesc mai tare. Du-te și te-a adus surpriza. Adică, uite surpriza. Ia uite. Ia să vezi tu, când te-o ardea flacăra, nu mai te vindică nimeni. Stai așa că vine. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, Doamne, de ce trebuie să mi se întâmple mie, Doamne Iisusule, de ce trebuie să mi se întâmple mie toate lucrurile astea, ha? De ce nu pot să am și o fată tânără așa ca mine cum sunt eu, trebuie să mă culc cu toate mămăițele, ha? Zi, Doamne, zi mie, uite că eu te ascult acum, zi de ce trebuie să te întâmple toate treburile astea, de ce trebuie să sufăr eu așa, ha? Să trec, nu poate să fie și mie odată ușor în viață, pentru că trebuie să muncesc, Doamne Dumnezeule. Doamne Dumnezeu, ce noapte lungă! Ce noapte lungă! Doamne Iisus Hristoase, cât o fi ceasul! Cât o fi ceasul, că nu mai spun. Mai bine, beau ceva. Să nu te înveți! Te rog foarte mult! Să nu te înveți, că nu vreau să fii castate, că m-am plictisit de el rău, dar tot vreau și eu ceva nou în viața mea. Tu... Hai, păpușă. Tu ai așa umblat prin toată casa asta? Da. Da, de ce? Ce avea? Și Minodora ce a zis? I-a plăcut, nu? Nu m-am întâlnit cu ea, n-am discutat cu ea, că probabil că dormea. Hai, păpușă. Ia-mă în brațe. Ia de plasă. Haide, ia-mă în brațe și învârte-mă. Lasă-mă în pace. Nu pot să te iau în brațe. Lasă-mă în pace. De ce nu pot? Da, pentru că sunt beat. Nu pot să fac. Lasă, că așa-mi place numai să cazi așa peste mine. Haide, păpuși. Haide. Tata, ce ți-a pus cămășuța, băiatul? Dă scoate, băiatul, cămășuța. Dă-o, dracu, de cămășuță, că e caldă cine. Nu te-ai încins așa? Pe la flăcărică, a? Da, nu mai bea gata, haide. Haide că te-mi bată flăcăra. Haide, o dracu de cămașă, că mă apucă nervi acum, că nu mai poți. Scoate cămașa, am zis, participă și tu, stai ca moartea, da? Hai odată. Români spălăciți, nici lemnă de foc n-aveți. Fierați, voi, să
să vedem cum o să fac ceva ce leșa. Uite, găsitește. Niștuci. Și ăștia că românii ăștia făsul finau da banii pe toate prostiile, dar n-are fă o tingire mare așa în care să fac și eu, să fac coloșa 10-20 de ouă, cum îi fac eu de obicei lui medalion dimineața. Da. Deci, Solfino, facem așa, facem ciorbă cu corcodușe, facem mămăligă, dar n-am găsătuci. Ce mai facem? Facem fripturi, că văd că ai adus, ai adus. Da, am găsit și crânați. Așa fă, dar facem și sarmale? Facem fă sarmale pentru medalion, așa de dimineață, să-i cadă bine la burtă. Păi și asta ce numai ați carne? Fă, să moară mămicuța mea dacă eu am găsit la ăștia în casă fum porc. Hai, da. N-are fă să tu știi că ce de dimineață cea mai bună legumă e carne. Porcul, sigur. Carne, spăcil. Pe dracu e asta, fă, parcă e din cârpe arse. Păi da, fă. O face la aparate. Păi dacă nu știe să o facă coloșa la jar, că n-are jar, că e dracu poși de tot. Bine, bă, lora, dracu. N-are, dar niciunele, o tătă ce foc amără, dar și n-are, fă, n-are, ce e? N-are, fă, dacă n-are, n-are nici lac, ce dracu e asta? Iată, și nici copaci n-are, ce e? E rar. Uolo, dar puțin. Și Doamne, iartă, m-ați făcut aici, ba. Oameni bubi, dacă mă prind... Păi, stai, dracu, de-n gura, că-ți dau una, adu-fă o tingire mare să fac ouă. Fira Artus. De drept, mă, să-mi capă și... Nu de ajun în casa asta. Taci! Liniștește-te! N-o supăra așa de dimineață pe Spania și-o disperd de creierii. Nu tare am făcut să... Că e nervoasă. Hai mai bine să zgâcească în cafe. Nu, în cafe nu, că n-are zați. Îți ghicească palmă, fă, scoate banii. N-am bănișor, n-am de lucru. Aoleu, lasă că-ți ghicesc de gratis. Aoleu! E de rău? Dă-o palată. Cum e? Că eu sunt fată sarmană. Să vede, să vede. Și tare aș vrea și eu să-mi găsesc pe cineva să-mi ție de cald noaptea, că mă, sunt tare, tare sângurică. Tare proastă ești. Pune, fă, dracu, o pătură să-ți țină cald la șale, că pătura stă acolo pe tine cât vrei tu, nu te lasă când ai mai mare nevoie, dă-i el. Eu să știți că am făcut și împrumut la bancă, ca să mă fac mai vizibilă. Să te face, fă? Eu te așa mai vizibilă să mă vadă și pe mine, bărbață. A? Păi nu-i ale tele? Nu-i adevărate? Fă, e... Dar mămica săraca de unde sunt de ei dacă nici ea n-avea pentru ea? Să poate Solfino? Fă, am auzit că e unele care pune de plastic. Haide, puneți mâna să vedeți. Cu încredere că o mai pus și alții și nu s-a întâmplat nimic. Haide! Alu! E așa... Bun. E... A, Solfino, fă. Dumnezeu iubește fățigăncile, iată, ale mele e tărșă. Iată, fă, ia pune mâna cilișă. E adevărate, fă. Da? E ale mele, fă. Bă, Dalioane! E de adevărate, fă. Stai, dracu, liniștită acolo, așa. Că uite, o să-ți zgâcesc, fă. O să-ți zgâcesc în palmă. Să văd dacă și viitorul tău e la fel de mare ca țâții. Hai, mama, Dalioane! Dalioane, ia uite, și ăsta dorme. Dorme, ia să... Mami! Ce? Mi-ai văzut și mie geanta? Mi-ai făcut-o pe undeva? Eu te-am învățat ordonată. Geanta e acolo, lângă dulap. Poate sunt îndrăgostită, mamă. De cine? De domnul ăla de vârsta mea? Da. Eu nu m-aș uita la el. Mi-aș căuta unul mai tânăr. Nu prea-ți place de el, nu? Cum ai nimerit tu, a? Mă rog, dacă m-ar invita așa la o cafea din când în când, poate că aș accepta. Mama! Ce? Nici o mamă. Tu n-ai văzut cum a dat bir cu fugiții? Vrea să rămână pe loc aici, să mă înfrunte verbal, să mi-ar explice că e un genere bun, că eu sunt o soacră rea, o poamă. Poate nu vreau să generez o discuție. Ce zici de asta? Poate de asta a plecat. Da. Mami, oricum, mie îmi place de el așa cum e. Zău. Da. Peste 10 ani o să fie un domn în vârstă care să umble în baston. Nu poți să-mi zici și mie ce legătură are vârsta cu norocul? Uite tu că ți-ai luat unul de vârsta ta. Poți să-mi spui și mie ce noroc ai avut? Maria. Doamne, ce? Păi, stai mă iertă, m-am avut un coșmar. Se făcea că mă înăpădiseră țiganii. În propria mea casă. Nu, adică ai visat, culcă-te. Ce vis, mă, că ăsta e coșmar, mă. Coșmarul vieții mele.
Nu puteam și eu să visez ceva frumos. Insule exotice, femei frumoase și... și visele mele fură. Nenorocitul. Doamne, bine că a fost vis. Paștele și grijarea! Băi, ăsta nu e vis, mă! Ăsta e realitate! Poți să-mi spui și mie, te rog frumos, dacă nu te deranjezi, unde e tatăl meu? Tatăl meu adevărat. Să nu-mi spui că pentru tine e mort, că știm foarte bine că nu e adevărat. E mort pentru mine, pentru că m-am lăsat în brațe cu doi copii singură. Dar de fapt, nu de asta discutam noi adineauri. Dar despre ce discutam noi adineauri? Este domnul ăla de vârsta mea care nu poate să-ți țină loc de tată. Că nici nu vreau să-mi țină loc de tată, mamă. Vreau să-mi țină loc de bărbat și o face foarte bine, să știi. Pe atunci, alea, decât să-l iei. Eu nu mă opun. Mă rog, nici nu sunt de acord. Dar nici nu mă opun! Treaba ta! N-ai decât să faci ce vrei! Că uite ce mai speriat era să sară inima din pept, s-o pierzi dracu pe scări să n-o mai găsesc. Dar tu ce faci aici cu omulețul meu? Păi cum? Că am muncit până dimineața. Am muncit și am adormit, știi? Păi da. Și dacă ați muncit, văd că la ceva a trebuit. Văd că... Am făcut niște calcule grele și înmulțiri și din astea și așa, și împărțiri și am vrut să uit toate alea, știi? Și am băut că dacă uiți... Că dacă bei, uiți. Da. Trebuia să fac altceva după aia, știi? Aveam altă treabă. Da. Și după aia ne-a luat somnul și asta e. Da, am adormit. Și dacă ți-era somn... Nu puteai să vii să te culci în patul nostru. Fă, dar ia numai comentat, dacă mă și enervezi. Ce dracu, ai făcut și tu de mâncare? Că suntem și noi obosiți? Că am muncit de ne-a venit spumili? Și trebuie să avem și noi energie? Ai făcut?
te îmbrăcă, mă. Of, 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 mămică, cum mă bagi tu în toate belelele. Te bag eu în toate belelele și mai zicea, mămică. Eu dacă-i făceam așa lui omul meu, până acum eram vânătă și cu capul spart în două bucăți egale. Prostule care ești.